Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării a demarat o caravană a digitalizării prin care își propune să îi ajute și să îi sprijine pe oameni să înțeleagă nevoia de a trece în mediul online. Prezent la DEVA, secretarul de stat în cadrul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării, Eduard Mititeru, a declarat că se lucrează și în teritoriu pentru a informa și pentru a-i ajuta pe angajați să treacă mai repede de la vestitul dosar cu șină la digitalizare. De la București avem o anumită imagine și de aceea încercăm să vedem și imaginea din teritoriu prin evenimente de genul. Mai nou avem și un proiect Caravana Digitalizării prin care mergem din comună în comună, din oraș în oraș, din municipiu în municipiu, să vedem statusul digitalizării și să încercăm să aducem elementele pe care le știm noi la nivel central, la nivel local și de asemenea să identificăm și problemele în digitalizare. Nu știu, de la elemente de dosar cu șină, la ștampile încă folosite. Și încercăm să promovăm și axele noastre de finanțare în domeniul digitalizării, pornind de la competențe digitale până la digitalizarea IMM-urilor și până la digitalizarea instituțiilor. Potrivit reprezentanților Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării, până în anul 2026 vor fi eliminate serviciile la ghișeu din cadrul administrației statului. Primul pas deja a fost făcut în acest sens. Începând cu anul 2023, românii vor putea fi identificați de către instituțiile statului prin prisma sistemului de recunoaștere facială.